Emisiunea Agricultura la Raport vă este oferită de Adama. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în aceeași formulă. Am mai avut discuții și pe timpul pauzei, de-aia m-ați surprins cu reacția asta. Vorbea domnul Hurduc despre tehnologia asta pe care o aplică într-o zonă cu foarte multe constrângeri naturale și de nevoia de a te adapta. Discutam acum și de faptul că poate lucrurile astea, dacă nu le faci treptat, e greu deodată să vii cu toată paleta și să înveți și să capeți cunoștințe, pentru că înțeleg că sunt chestiuni ușor diferite, adică nu sunt cele convenționale 100%. Nu? Da. Ideea este următoarea. Fitotehnia, ceea ce am învățat în școală, s-a schimbat. Deci, odată cu schimbările climatice, nu mai face aceleași lucruri pe care le făcea în urmă cu 30 de ani, cu 20 de ani. Deci, ești obligat să te adaptezi. Și aici ai inovarea, cercetarea care trebuie să o introduci în ferma ta, ai digitalizarea și inteligența artificială care trebuie să știi exact, nu, și cred că și colegii mei de platou s-au întâlnit cu situația asta, vine furnizorul de inputuri și zice, băi, în T1 dai cu îngrășământul cu tare, dai cu pesticidul cu tare, tu te apuci și dai, ai apă, n-ai, te apuci și dai cu urea acolo. Uh-huh. Și după aceea zici, dom'le, ce s-a întâmplat? Am costurile mari și n-am făcut nimic. Păi nu, trebuie să te adaptezi să faci economic, cum spunea domnul Hurdu mai devreme, la orice. Nu-ți mai cumperi tractor de 400 de cai putere și tu ai 150 de hectare în arendă. Adică trebuie toate să le optimizezi. Și ceea ce cred, Ovidiu, și cred că sunt în asentimentul colegilor, noi, în special pentru fermele mici și mijlocii, trebuie să aibă consultant fiscal, consultant tehnic. Nu mai poți să faci fără asta. Care să spună, băi, vezi piața, uite, o ia razna, nu mai fă investiția asta, atenție aici. Amintește-ți când s-au încasat banii aia frumoși imediat după pandemie, prețurile au fost bune la cereale și la oleaginoase. Eu le spuneam colegilor și am zis, domne, nu lăsați-l încolo de Zanzibar, de plimbări și de nu știu ce, că nu le-ați făcut. Dar gândiți-vă, strângeți bani albi pentru zile negre, pentru că nu ne vom mai întâlni cu prețurile astea. Și așa este. Și uitați-vă, din ce în ce mai mult, numai dacă în trecut, până în COVID, eu mi-amintesc că erau variații de 2-3 euro pe tonă. Pe lună. Cam asta era. Cam asta era variația. Da, dar erau pozitive. De la recoltat până în martie-aprilie, totul era pe plus. Acum tu, la recoltat, primești o sumă mai mare de bani decât după ce ai depozitat 6 luni de zile grâu sau porumb. S-au resetat toate sistemele economice. Clar. Acum nu avem nimic la care să vă raportați. La care niciodată n-a fost așa până se reașează și, cum spunea domnul Bătunoiu, tehnologiile trebuie făcute, ca aș vrea să-l completez, la nivel de parcelă, exact. nu la acoperire. Adică trebuie luată parcelă cu parcelă și trebuie stabilit printr-un consultant tehnic ca să poți să optimizezi. Nu poți să optimizezi pur și simplu la toată ferma. Trebuie să aplici la nivel de parcelă. Exact. Pentru că, ia cât am 100 de hectare de porumb aici. Dacă eu mă voi duce cu același hibrid, am riscat să-l pierd pe tot. Așa, am dus 50, bă, măcar mai recupere jumătate. Trece peste arșița aia, trece mai bine. Într-adevăr, poate nu e atât de productiv. Mai e un lucru important. Mă, dacă nu am apă, nu mă duc cu plante consumatoare de apă acolo. Pentru și cu densități. Și cu densități. Și cu maturități, apropo de FAO. Da? Adică, asta e, trebuie să fim atenți la toate detaliile astea. Ori astea nu poți să le faci. Gândiți-vă, sunt 650.000 de mici exploatanți care au depus cereri la APIA. Da? Deci, lor le trebuie un consultant care să le spună. Nu trebuie să ne fie frică. Dacă eu am văzut sau emoții, să am emoții, mă duc la domnul Hurduc. Domne, fac un contract cu dumneata sau cu domnul Soare, vină și fă și mie dacă la dumneata funcționează Nautiligiu și l-ai urmărit 20 de ani și ți-a plăcut și ai obținut economii pe urma acestei tehnologii, vină și fă și la mine. Deci nu trebuie să am mândria asta. Eu trebuie să fiu educat pentru că altfel ies din piață. Și spuneați mai devreme, domne, știți că o să păstreze numai terenul lor. Păi și pe ăla tu cine-l ia? Cine-l ia? Terenul, zice, domne, las pe celălalt și eu rămân numai cu al meu. Bun, și acolo pe altul nu faci cheltuieli și, mă rog, ai lăsat terenul ăla. Mă rog, ideea era că e arenda, care mai scapă de cheltuiala asta legată de arendă.
având numai teren proprietate. Cine are? Uite, acum sincer, o fermă, ca să poți să te întreții tu cu familia, trebuie să ai de la 500 la 1000 de hectare. Peste 1000 ai bătaie de cap. La vegetal discutăm. Sub 500 nu e suficient. Adică trebuie să faci o dotare, să-ți faci și tehnologiile, pentru că nu pot. Mă duc 5 hectare, fac lucrările aici, după aia schimb, mă mut dincolo și tot așa. Deci trebuie să ai continuitate în ceea ce faci acolo. Deci cum ai sub 500 nu prea funcționează. Peste 1000 începe bătăile de cap. Deci aici trebuie să fie armonizată pe cultura mare. Nu mai discutăm. Pe de altă parte, toată tehnologia pe care o ai la nivel de fermă trebuie să te bazezi pe culturi care sunt tolerante la secetă și care utilizează cantitate mai mică de apă, dacă vrei să ai succes. Și ce trebuie să faci? Să gândești, cum spuneau colegii mei mai devreme, economic. Pentru că e mai bine să gândești la 3 tone de grâu, să le faci cu un cost rezonabil pentru că ai de cărat din câmp 3 tone și ai de depozitat doar 3 tone, decât să faci cheltuieli mari, faci 10 tone, cari din câmp 10 tone, depozitezi 10 tone și prețul e în scădere. Deci aici trebuie să ai un echilibru și asta spun, consultantul fiscal este extrem de important. Dar și tehnic, pentru că e foarte important. Noi toți ăștia patru de la masă citim aceeași carte și înțelegem diferit în funcție de background-ul, de experiența și de corelațiile pe care le putem face în piață. Între ce citim și ce background avem. Acum 2 săptămâni, 3 prieteni dragi ai mei de la Dolj vin la mine la Slobozia să vadă cultură în Noutil. 2 dintre ei mi-au spus așa, unul dintre ei mi-a spus, nu sunt pregătit psihic să văd ce văd la tine, adică goluri, mâncat de șoareci, rânduri întregi, neuniformități, altul zice, eu n-am altă variantă decât chestia asta, al treilea zice, da, am mai văzut și în alte părți, o să văd pe ce suprafață și când, adică dacă ai 1000 de hectare și încep Noutil pe 10 hectare, da? Chiar și în prestare. Că sunt firme la ora actuală care pe Noutil vin și fac prestare. Ce impact o să ai tu imediat într-o companie cu 1200 de hectare? Da? Facem 3 tone de grâu, dar asta presupune să ne gândim doar la anul acesta. Pentru că dacă venim cu indirecte, din silozuri, din utilaje și din altceva, luate pe credit încă o dată, s-ar putea cu 3 tone de grâu să nu-ți acoperi nici ratele. La ora actuală se plătește 1,5% pe lună refinanțare. Faceți 6 luni ori 1,5%, scadențe noiembrie 2023, și vedeți cam cât plătești tu la sută pe lângă suma aia, da, pe care ai avut-o. Toți în agricultură știm că plătind la termen ai un anumit discount. Da? Ce se întâmplă dacă la 30 noiembrie tu nu plătești? Obligatoriu. Distribuitorul tău nu plătește la furnizor și pierde discountul. Deci tu nu mai ai suma de pe factură, ai suma din contract. Plus finanțarea și te trezești că la 3 tone pleci acasă. Deci nici măcar nu te mai duci la fermă, că ai și angajați. Da? Ai și leasing-uri, ai cheltuieli fixe, ceea ce vă explicam înainte că la mine înseamnă indirecte. Și atunci te gândești foarte serios și încerci să nu fii emoțional. Pentru că noi, da, între baza tehnică pe care o avem și baza economică, financiară, de manager, e o mare diferență. Că poți fi un tehnolog extraordinar de bun și un manager foarte prost, foarte emoțional. Te uiți că combina costă 300 de mii, îți spune furnizorul de combină că de la întâi se mărește cu 15% și că, by the way, în primul an ai zero dobândă, da, la valută și tu te duci, te-ai luat combină și după ce a trecut perioada de grație și ești în anul 2 și vine tot seceta asta, te trezești că, de fapt, ești pe nicăieri. De aia e foarte important. Consultantul. Și, exact. Cum avem frizer, cum avem avocat, cum avem mecanic, consultantul financiar e unul, dar și consultantul tehnic, care eu zicea că eu pot fi un consultant tehnic. Dacă te uiți ce am făcut eu la mine, nu sunt un exemplu de consultant foarte bun, că eu pe banii mei am fost emoțional. Adică am trecut peste niște lucruri firești, am încercat să ard etape. Hai să mă dotez mai mult, hai să mă expun mai mult, ca să ajung mai repede
la drumul asfaltat, care poate însemna no-till, da? Și în loc să ajung mai repede, a venit războiul, au venit niște sincope de prețuri, pe care în trecut nu le aveam, că Rusia e tot acolo. Da? Ucraina este tot acolo, numai conjunctura e alta. Nu? Banii au devenit mai scumpi, oamenii care cumpărau înainte 2 milioane odată de tone, nu mai cumpără, nu mai cumpără 60.000. Exact, și atunci, cine vinde primul? Ăla care are nevoie de bani. Și atunci, prima verigă care este fermierul, întotdeauna va fi forțat. Da? Unde să fac adausurile? Da? La verigile superioare, că la bază, tu fiind primul nivel, mergi pe ideea de subvenții, mergi pe ideea de impredictibilitate că nu o ai și când ajungi la raft, spre exemplu, zice, domnule, dacă vrei, domnule, nu pot să-ți dau mai mult, pentru că, uite, mă bat cu produsele celelalte, dacă vrei așa, și a ajuns la 0,65 orzul. Și zici, măi, dar nu e logic dacă fac 4 tone de orz, da? Care e o producție ok, poate când faci ești, sau poți să faci 3, mă, dar nu e logic, pe ce să ne bazăm? Dom'le, ăsta este, bă, dar eu nu semnez. Da, până acum semnai, further, dar acum nu mai semnez, că dacă nu faci, că exact ce discutam înainte, tu garantezi cu bilet, ce? Pentru că ei au vândut în față producția. Și atunci, tu dacă nu faci, pe lângă faptul, da, ești forțat să cumperi, la ce preț și de unde? Că poți să zic că da. Calitate că e. Ce discutai tu zilele trecute și tot era pe Facebook de ce face domnul Muscă? Să nu uităm, domnul Muscă a terminat anul trecut cu 800 și ceva de milimetri de precipitații. Noi vorbim de 250-300. Ce bază avem noi acolo? Și domnul Muscă, când nu a avut apă, a făcut porumb zero. Da? Dar se pare că la dumnealui în zonă și dar ar Dumnezeu să rămână așa, chestia aia e o excepție. E, în Bărăgan și în Moldova și pe dealurile din Vaslui nu mai e nicio excepție, devine o regulă. Și dacă nu suntem conștienți și credem că se va termina și războiul și criza financiară și ne vom întoarce la ceva, noi nu ne vom întoarce, că ce trăim acum nu e cerc, e pur și simplu o sinusoidă care ne duce după anumite permiteți o comparație, zic, mie mi-apare în bord dacă presiunea scade într-o anvelopă până la 1,2 sau până la 1, anvelopa e ok, ce a scăzut sub 1 presiune deja îmi distruge, mi-a tăiat și janta și cauciucul și tot. De-aia n-am simțit, dar când devine foarte, dacă vreți, predictibilă sau acută situația, deja nu mai ai scăpare. Da, vor dispărea ferme, vor apărea probabil alți investitori, fie români, fie străini, care vor lua terenul, dar spuneai de lăsat pământul. Perfect, hai să luăm un caz. Ai 150 de hectare de pământ, lucrezi încă 500 în arendă. Cu 150 de hectare, dacă rămâi doar la ideea, dar nu mai plăti subvenție, tu nu poți să supraviețuiești, trebuie să schimbi ceva. Adică, ori te duci pe niște culturi speciale, ori începi să le faci intensiv, pentru că extensiv nu mai poți să faci profitul. Diversiv, da? Și atunci legume, te duci și pe legume, te duci și pe arbuști, mai puși 2 hectare de căpșuni, cu cine le lucrezi? Oi. Mai iei și niște oi și atunci, da, poate supraviețuiești, dar cu ce forță de muncă? Da? Că nu mai poți să lucrezi doar tu. Ce vârstă ai? Alții sunt care lucrează, familia lucrează în paralel și în alte părți. Și atunci e pentru fiecare caz, dacă vreți, și pentru fiecare parcelă, da? Sunt situații diferite și cineva obiectiv trebuie să analizeze cum te duci la doctor. Că la doctor nu te duci să-l contrazici sau să-i ceri second opinion, că ai citit tu pe net cum să face sau cum ai învățat-o după Facebook agricultură. Nu, la doctor te duci, omul ăla, pe baza cunoștințelor pe care le are, da, îți arată ce ai de făcut, trebuie să te operezi sau nu, sau faci dieta asta, că altfel mori, da? Iar tu dacă nu faci, depinde numai de tine. Nu merge că am făcut doar jumate. Așa e și aici. În momentul în care apar consultanții, și sunt câțiva în România, care dar pot ce face? Sunt totuși puțini care apelează la consultanți? Pentru că n-au încredere să-și lase banii pe mâna unora care, zic ei, nu au dovedit nimic.
Și atunci e vorba de principii aici. Bă, principiul util e un principiu de conservare a apei, dar e și un principiu de hrănire, dar e și un principiu de o presiune mare de boli, fiindcă îți rămân toate la suprafața solului. Cum le gestionezi eu într-un ansamblu? Că nu e numai apa, cum zicea domnul Hurduc. Da? E un ansamblu și atunci omul când vede că problema e mai complicată și nu înțelege, zice, ia uite bă, deci eu risc milioane sau risc 4.000 de lei sau 3.000 pe hectar pe mâna lui ăla care mâine îmi zice, auzi, îmi plătești factura pentru consultanță și dacă nu-ți convine de la anul, nu, lasă că fac eu. Fac eu lucrurile așa cum cred eu, fiindcă eu încă nu sunt pregătit. Da? Apa fierbe la 100 de grade, e un principiu simplu. Nu e ca și cum trebuie să-l reinventăm. Așa și cu tot ce se întâmplă ca viață, ca ecosistem în sol. Nu ai apă, nu există viață, nici în sol. Ori lucrându-l excesiv sau pierzând apa, automat că activitatea microbiologică nu e aia, îngrășămintele nu sunt consumate și modifică și pH-ul sau să se răturează. Exact. Și atunci, nu e numai un lucru, adică e un cumul. Și atunci e multă vorbărie și ăla ce, lasă-mă că m-am brobodit el, cu ce ești bă tu soare mai bun? Că peste tot te-ai văitat, că ai numai datorii cu noutilul tău. Da? Și am văzut eu ce e la tine, că ai rânduri la 70 și ai câte 10 metri în care ți-am mâncat șoaricele. Da, pentru că la un moment dat ecosistemul trebuie să aducă și vulturul, și egreta, și da, cioara să mănânce. Mai și un pom lăsat exact, ca să aibă un să stea și o, da, și o perdea de protecție. Să-l urmărească, dar da? Nu avem. Vă uitați că sunt... Da? Da, da, e foarte adevărat. N-ai un pom. Și unde da, să stea și o imoră? Dar numai e o fântână, domnule, din care să poți bea apă pe câmp. Apropo de cum era pe vreme. Nu mai are cine să bea apă din fântână. Și asta e adevărat, dar să știți că... Sunt. Da. Pe vremea lui Ceaușescu toți ziceau, lasă-vă că pe vremea lui Ceaușescu cum se făcea. Da, dar pe vremea lui Ceaușescu ne dădeam cu sania, cădea gardul când venea ninsoarea, de, nu mai puteai să intri la animale. De când n-am mai văzut noi în Bărăgan sau în Moldova zăpadă? Și atunci n-a fost zăpadă, n-a fost ploaie, n-a mai înghețat, apa s-a evaporat, au venit vânturile, nimic nu mai e la fel. Lasă-mă că nu ne lasă Dumnezeu. Mă, nu ne lasă, dar s-ar putea să ne chinuie dacă nu înțelegem că nu mai putem face aceleași lucruri în același fel. Am 21 de grade astăzi, da? Și suntem undeva pe 8, da. 8 aprilie. Până acum, pe 8 aprilie, da, postați... Luați o inversă. Aveți 4 grade seara, da, și 25 ziua. Da, deci da, cum da, se reziste da, planta aia? Ce da, sistem da, imunitar să aibă astfel încât să reziste la variațiile astea? Eu mă uit la legume. Deci le vezi frumoase peste zi și a doua zi dimineața când te-ai dus la ele... Da, domnule, că nu înțeleg. Puturi. Asta, pe de altă parte, sigur... Eu mă uit la exemplul domnului Hurduc. Bă, dacă a rezistat 20 de ani, a rezistat cu neutilul. Înseamnă că este un exemplu de succes. Minim, minim, acum minim, sunt. Da. Da. Minim, hai să facem pe ăsta. Da. Mă duc, mă întreb către dânsul și zic, domnule, să fac și eu ca dumneata. De ce? Pentru că ai reușit să reziști în piață. Eu, ăsta este indicatorul, nu? Dacă tehnologia ta e bună, reziști în piață. Știți ce cred că face domnul inginer altfel decât mine, spre exemplu? Măsura. Da? În momentul în care vrei să arzi etape și să crezi că poți face, ducându-te la bancă și împrumutând bani, poți face lucrurile mai repede, vine natura și îți arată că nu poți să faci. Exact ca la noi de sărbători, unui sol slab aprovizionat, nu poți să-i pui ca de Crăciun românului în față toate mâncărurile în fiecare zi de sărbătoare și să zici, te rog frumos, mănâncă tot, că altfel mă supăr pe tine. Așa și cu solul. Nu poți să-i dai 300 de chile de uree, încă 200 de azot, încă 200 de complexe, fiindcă ai băgat o apă, fiindcă nu reacționează așa. Tot timpul am aplicat teoria factorului limitativ. Și am încercat în fiecare an să văd care e factorul meu limitativ și la ce nivel este. Da. Și vreau să vă spun că în 20 ceva de ani niciodată n-am avut pierdere în firmă spre... N-am producții mari, adică da, media la grâu e undeva, cred că pe 20 de ani, la 4 tone, 4 tone, 200 și la porumb sub 4 tone. Dar cu toate acestea am făcut și noi profit în fiecare an. Da, pentru că nu v-ați expus? Nu, prima combină da, nouă, în afară că am avut una pe Sapar de mai dinainte, în 2021, cu 2000 și ceva de hectare.
Adică am mers cu combine luate la SH la 2000 de ore din Germania, am mai făcut încă 10 ani, încă 2000-3000 de ore și pe aia am avut curaj să-mi cumpăr un utilaj nou. Adică... Cumpătare! Că altfel da. Nu există. Natura nu, asta e management. Natura te penalizează deci, agricultura foarte... Agricultura e afacere, nu e protecție socială. Și trebuie să știți că oamenii mei cred că au fost cei mai bine plătiți din agricultura, că le spuneam, dacă cineva, ca la Artex, dacă ai prețul, ai undeva. Mai bun, mai, da. Și, da, am făcut cu știință, suntem 3 ingineri în fermă, cu știință și cu cumpătare în toate. Și noi suntem 4, pe 1500 de hectare, numai că dorința, da? Că n-a fost altceva, dorința, da, sau cumpărătorul, eu sunt cel mai mare cumpărător emoțional, da? Dacă eu văd o semănătoare acum și dacă am posibilitatea să o cumpăr, da, în ideea în care să bag inteligența artificială, să pot să fac hărți, să pot să dau rată variabilă cu un mea, să pot să semăn variabil un porumb cu rată variabilă, da, în funcție de hărți o fac. Da, dar asta costă 400 de mii. De euro. Altul zice, tati, eu am o semănătoare care azi mai face 12.000 și cu care merg la fel de bine cum mergi tu, pentru că în factorul limitativ apă, spre exemplu, tu nu vei putea să-ți plătești a la lung pe leasing de 5 ani ratele, casco, tot ce înseamnă tehnologie, GPS și dacă vrei hărți satelitare și tot. Eu le-am făcut, am zis, lasă-mă că Bărăganul e Bărăgan. Și Bărăganul n-a mai fost Bărăgan. Noi le facem fertilizare variabilă de 8 ani. Perfect. Facem variabil și n-am mers cu cantități, ca automat în funcție de apă, cantitățile de îngrășăminte, dar n-am mers nici puțin și îmi fac în fiecare an de 300-400 de hectare cartezi cu laborator și facem fertilizare variabilă acum cu drone, numai cu analiză din drone, da, nu din satelit, și încerc să aduc nivelul nutritiv corelat cu nivelul de apă. Vorbim de scădere? Absolut. Vorbim de schimbare? Toți ne uităm în America, da? La tot felul de semănători. Ei, în no-till, merg pe îngrășământ lichid. Da? Ce facem noi? Trebuie preluăm, să tehnologia. Exact, preluăm, unde îl depozităm? Pentru cum îl transportăm? Care schimb tot. Exact, de la transport, adică, depozitare, manipulare, că trebuie să ai pompe de manipulare. E o chestie psihică prima dată. Sunt eu pregătit, chiar dacă am banii, sunt eu pregătit să trec la chestia asta? Zic, lasă-mă de la anul. Hai să vedem cum o fi și de la anul, de la anul, de la anul, ajungi de nu mai ai cum să mai schimbi, că nu te mai primești nicio bancă. Da, cred că o bună perioadă de timp fermierii români au putut să țină pasul și să reziste cam cu orice tehnologie și niște cheltuieli suportabile. Acum, pe măsură, adică până acum comercianțile cam vindeau cam orice la mulți, nu la toți, la unii sau la alții. Da, emoțional, neemoțional, omul își lua acolo că avea bani, nu-l durea capul. Acum lucrurile s-au schimbat mult de tot, pentru că, știți cum e, numer de două ori bănuții aia pe care îi ai și ăia care probabil cumpărau așa, păi, fără să uite. E ca de comerț. Exact. Aici. Acum nu mai au de unde. Cum fac? Și pe la dealerul de droguri, prima dată ți-l dă gratuit și pe urmă plătești de tăia naiba. La fel se întâmplă și aici. Deci prima dată te îmbia cu ele, le vezi frumoase, aranjate, dar trebuie să pui frână la inimă, că dacă nu pui frână la inimă, pui frână la pungă pe urmă. Dacă nu ai bani, dacă nu ai bani sau dacă n-ai bonitate, devii nefrecventabil. Și atunci ce spunea domnul Hurduc, sunt oameni care și-au distrus, nu ei, pur și simplu rețeaua lor de distribuție, că hai să fim serioși, agricultura românească de după 90 a trăit pe credit. Absolut. N-a trăit pe cash. Apropo că hulim multinaționalele, multinaționalele dau marfă la prețuri mai mari sau mai mici, dau o riscă până la toamnă. A fost creditul, da? Furnizor care, exact, a finanțat. Exact. Și atunci, dacă micul distribuitor lua și îngrășământ, vindea și producția, el acum a pierdut pe toate lanțurile. Îngrășământul l-a luat la 6.000, după aceea a căzut în cap, cerealele n-a mai recuperat nimic și a făcut și silos, a rămas fără lanț, fiindcă n-a încasat. A cine credeți dumneavoastră că se expune anul ăsta să dea în piață îngrășăminte sau orice altceva într-o zonă în care n-a plouat și fermierul ăla e dator vândut?
Nimeni. Pauză. Hibrizii de ardei din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Emisiunea Agricultura la Raport v-a fost oferită de Adama.